Bătută cu picioarele și lovită cu o creangă, la asemenea cruzime a fost supusă o adolescentă de 16 ani din raionul Orhei. Incidentul a avut loc în noaptea de sâmbătă spre duminică, în localitatea Biești din același raion. Nu sunt niciuna, nu sunt locuitorii comunei Biești. În localitate noi avem sală de distracție, adică o discotecă, un ceva. Și de ce? Adică nici nu înțelegem cum așa a putut să întâmple și de ce nu în localitatea noastră. Potrivit autorităților, trei dintre participantele la bătaie sunt originare din comuna Chiperceni, o localitate aflată la o zvârletură de băț de satul Biești. Sunt la evidența poliției, chiar și la evidența primăriei, toți sunt ca copii foarte grei și din familii foarte grele. Relațiile dintre copii și părinți sunt foarte negative. Eu nu înțeleg cum au ajuns la Biești, dar ei acolo se întâlneau, nu știu la cine, dar se întâlneau în localitatea respectivă, mai multe fete așa. Primarul susține că în urma acestui incident urmează să fie luate repetat măsuri. S-a discutat foarte mult cu ele în privința disciplinii în societate, chiar și la gimnaziu, chiar și în familie. Noi așteptăm detalii, așteptăm sesizarea de la poliție. O să organizăm ședința comisiei multidisciplinare și o să discutăm cazul respectiv. Să invităm părinții și toți membrii comisiei disciplinare a primăriei. Vicedirectorul medical al Spitalului Raional Orhei ne-a comunicat că adolescenta bătută a fost adusă pentru îngrijiri duminică la ora prânzului, chiar de la secția de poliție. La internare, starea de gravitate medie a fost investigată, inclusiv examen radiologic la craniu, torace, s-a spitalizat în secție de traumatologie. Starea este astăzi relativ satisfăcătoare, nu s-a confirmat careva leziuni, fracturi a oaselor, nici a craniului, nici a cutiei toracice. Are multiple hematoame și echimoze pe torace și tot corpul. Traumatismul craniocerebral și o comoție cerebrală. Potrivit polițiștilor, fata a fost bătută de o minoră de 15 ani, iar alte două fete prezente la fața locului au filmat incidentul fără a interveni. De asemenea, oamenii legii au stabilit că în momentul bătăii, un băiat în vârstă de 18 ani, care trecea pe alături în loc să oprească încăierarea, a aprins-o și mai mult, lucru care poate fi auzit și pe înregistrarea video. La un moment dat, între victimă și una dintre fete s-a iscat un conflict verbal care a degenerat în bătaie. Fetele implicate în acest caz, cu vârstele de 14-16 ani, sunt audiate la moment în prezența părinților și a specialiștilor de resort pentru a stabili cauza conflictului și faptele care au urmat. Minorile se află la evidență pentru abandon de domiciliu, iar părinții au fost sancționați de multiple ori contravențional. De fiecare dată, de către poliție, au fost expediate sesizări în adresa APL, solicitându-se implicarea specialiștilor la soluționarea abaterilor săvârșite de către minore. Oamenii legii au deschis o cauză penală pentru huliganism agravant, faptă care se pedepsește cu închisoare de la 3 la 7 ani.